Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după bunul plac al voii sale, spre lauda slavei Harului Său, care ne-a dat în prea iubitul Lui Iisus Hristos. În El, în Iisus Hristos, avem răscumpărarea păcatelor, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Slăvit fii Iisuse, căci lucruri mari faci, la Tine pe oameni cu drag îi atragi, prin jertfa-ți măreață Tu viață ne-ai dat. Haideți să cântăm împreună această cântare. Tatăl nostru care ești în ceruri, implorăm prezența Ta în mijlocul nostru și în seara aceasta. Mulțumim de harul acesta de care ne-ai făcut parte, să fim împreună adunați la închinare. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi seara aceasta. Binecuvintează prezența fiecărui frate și soră. Binecuvintează prezența prietenilor în locul acesta și am vrea aici să fie locul întâlnirii cu Tine. Binecuvintează-ne, Doamne, prin cuvântul Tău ca o hrană spirituală duhovnicească pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să intervii Tu și să iei orice povară, orice durere. Te rugăm să Te atingi de cei bolnavi și să aduci vindecare. Te rugăm să Te înduri și de cei întristați și să aduci, Doamne, bucurie prin Sfântul Tău cuvânt. Dorim toate acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doresc să citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul
9, de la versetul 35. Evanghelia după Matei, capitolul 9, de la versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul lui. Amin. Amin. Vă rog să luați loc și mai slăvim pe Domnul cu cântare. Seara aceasta ne vom ruga pentru o nevoie a bisericii locale, și anume nevoia lucrătorilor creștini, formarea de noi lucrători creștini. Domnul Iisus a constatat
o nevoie încă din vremea aceea și această nevoie s-a constatat de-a lungul istoriei până inclusiv în zilele noastre de astăzi. Privind la lucrarea care a fost chiar și în vara aceasta în orașul Sibiu, implicarea bisericii locale, m-a determinat să meditez la acest text din Scriptură și în seara aceasta să ne rugăm în mod specific pentru ca Dumnezeu să lucreze în Biserica Betania și să formeze noi lucrători creștini. Nu este complicat dacă ne uităm la metoda pe care Domnul Iisus a folosit-o și a abordat-o. Lucrul acesta i-a învățat pe apostoli în continuare și a transmis de la un apostol la celălalt. Astfel îl întâlnim și pe Timotei, învățând de la apostolul Pavel aceeași metodă. Care este metoda aceasta? Spune cuvântul Domnului că Iisus străbăta toate cetățile. Mergea din loc în loc, prin toate satele. Nu și-a stabilit reședința într-un loc și acolo doar să-i cheme pe oameni să vină la sine și să asculte Evanghelia. Ci el a fost acela care a avut o activitate în continuă mișcare, din loc în loc. Străbătea toate satele, spune cuvântul Domnului. Apoi, mesajul Domnului Iisus Hristos a fost unul concret. Spune cuvântul Domnului, propovăduia Evanghelia Împărăției, Evanghelia Pocăinței, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să găsească mântuire. Și desigur că în vremea respectivă, ca și în vremea noastră de astăzi, era o mulțime de oameni bolnavi și Domnul Iisus și-a arătat mila față de acești oameni. Dar n-a făcut din aceasta un scop. Scopul principal a fost împărtășirea Evangheliei, ca oamenii să audă vestea salvării. Și apoi a fost milă de toți oamenii bolnavi care l-au înconjurat, care l-au întâmpinat din loc în loc și s-a atins de acești oameni pentru a fi vindecați. Lucrarea de creștere a holderilor îi aparține Tatălui. Dumnezeu Tatăl îngrijește de udare, de semănare, de creștere, dar vreau să observați, dragii mei, în seara aceasta din textul acesta că Dumnezeu ne cheamă pe noi, pe toți, la acea lucrare de secerare, la lucrarea de seceriș. Aceasta ne aparține nouă și Dumnezeu ne încredințează nouă creștinilor. De aceea am venit în seara aceasta cu această inițiativă, cu această dorință să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ridice noi lucrători. Acum, două exemple pe care Domnul le aduce în atenția ucenicilor sunt foarte practice și concrete. A venit, așa cum spuneam și de dimineață, cu două exemple concrete, astfel încât pentru ucenici să fie foarte clar și pe înțelesul lor. În zona respectivă erau foarte multe turme de oi risipite. Și a venit cu acest exemplu concret. Oamenii erau împrăștiați, risipiți, ca niște turme de oi. Apoi cel de-al doilea exemplu este secerișul. Era o activitate agrară cunoscută în Israel, în care erau implicați oamenii în strângerea spicelor. Două exemple foarte concrete pentru ucenici. Și pentru noi astăzi ar trebui să fie atât de clare și de simple. Însă când venim la noi și ne uităm la posibilitățile noastre, la modul în care noi suntem implicați în lucrarea de răspândire a Evangheliei, lucrătorii creștini, vedem așa de puțin oameni implicați în această lucrare. Pentru că este o lucrare benevolă. Și de atâtea ori se anunță aici de voluntari pentru anumite lucrări la care ni se cere să luăm parte. Lucrările care au fost în vara aceasta au fost niște lucrări benevole, unde, slavă Domnului, că au fost frați, surori, tineri și mai puțin tineri care s-au implicat în aceste lucrări. Însă, dragii mei, aș vrea să dau un exemplu concret în seara aceasta. Tinerii vor încerca să ne slujească prin câteva cântări, prin îndemnuri asupra lucrării care au făcut-o în vara aceasta aici. Și ceea ce am constatat este că dacă ei vor veni aici toți să slujească Domnului, nu vom mai fi alți tineri care să ne slujească la aparatele care le avem acolo, la stație, la video și la transmisia pe internet. Iată deci un exemplu concret de o necesitate, de o nevoie, de oameni care trebuie să se înlucreze, să se înroleze în această lucrare. Și sunt atâtea lucrări care ne sunt puse în fața noastră și e nevoie de o mulțime de oameni care să se implice în aceste lucrări. Constatarea mea și nu numai constatarea mea este că un număr mic de oameni sunt implicați în aceste lucrări și cu cât se multiplică aceste lucrări, aceiași oameni sunt implicați în marea parte a lucrărilor. Astfel încât unii sunt epuizați de așa multe lucrări, pe când dacă ne-am organizat mult mai bine, lucrările acestea ar putea decurge într-un mod mult mai liber și mai frumos. Spuneam că este o lucrare liberă de voluntariat. În via Domnului
La momentul de față nu se plătește nimic. Dar fiecare dintre noi vom aștepta o răsplată din partea lui Dumnezeu în ziua veșniciei. Atunci când faptele noastre ale fiecăruia se vor cântări în fața lui Dumnezeu. Dacă aici doar unii se implică anumite lucrări, sunt convins că 100% dintre noi vrem să avem parte de viața veșnică și de o răsplată din partea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm, dragii mei, că în modul în care Dumnezeu ne dă ocazia aceasta și noi vrem să acceptăm să ne implicăm aici, așa vom avea parte în veșnicie de răsplata lui Dumnezeu. Și îndemnul acesta este pentru toți frați, surori, tineri și mai puțin tineri. În primul rând este predarea înaintea lui Dumnezeu și acceptarea voii lui Dumnezeu în viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu ne vorbește fiecăruia în parte. Și apoi, rolul slujitorilor este acela de a ne echipa, de a ne ajuta să fim pregătiți pentru lucrarea pe care Dumnezeu ne-a pus-o în față fiecăruia. Dar prima decizie ne aparține nouă. Acceptăm sau nu? Vrem să fim parte din lucrarea lui Dumnezeu, din această echipă de secerători? Sau respingem această ofertă a Domnului? Iată deci o provocare pentru toți cei care în seara aceasta suntem prezenți aici. Aș vrea acum să avem acest timp de închinare în rugăciune și în rugăciuni concise, pline de credință, să ne limităm doar la un anumită tematică și să lăsăm locul și altora să înalță o rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Haideți, ridicați pe picioare, îndemnați de gândurile acestea împreună cu frați și surori în câteva rugăciuni să venim înaintea Domnului. Disponibil atunci când tu mă chemi într-o anumită lucrare. Amin. Amin. Doamne, suntem conștienți că sensorișul acesta nu este o muncă manuală în care strângem spice, ci este o muncă dificilă și în același timp plăcută ție, de a aduce suflete la pocăință. Amin. Te rugăm să ne ajungi și să ne faci conștienți în necesitatea acum când venirea Ta este așa de aproape. Să ne dăruim, să ne jertfim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim pentru inițiativa și pentru dorința care o ai în continuare și prin rocul Tău ne-ai transmis-o. De a face lucrarea Ta, de a fi secerător împreună cu Tine. Te rugăm, Doamne, să ne curățești, să ne echipezi ca să fim niște secerători buni. Pentru că răsplata care Tu ai pregătit să ne bucură o veșnicie întreagă. Amin. 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 Să-ți mulțumim pentru că ne dai putere să te rugăm în orice loc, în orice vreme și pentru orice îngrijorare. De aceea te rugăm să ne ajut pe fiecare dintre noi să fim conducători cu Tine, slujitori, și să împlinim așa cum ne înveți Tu cuvântul Tău. Ajută-ne ca să fim un mod de viață pentru cei din jurul nostru pe care îi întâlnim și cu care lucrăm. Pentru familie noastră și pentru cei din jurul nostru, ajută-ne să te rugăm pe Tine, să te preamărim pe Tine în orice loc. Și Domnul Iisus ne-a rugat. Amin. Amin. Așa cum am auzit și așa cum știm, Doamne, deterișul este foarte mare, dar sunt puțin lucrători. Te rugăm să ne faci mai noi vrednici, ca să fii niște lucrători vrednici de împărăția Ta. Amin. Amin. Și pentru că Tu ne cunoști pe nume Tată Ceresc, și pentru că Tu ești aici, Doamne, prezent, și pentru că la Tine avem, Doamne, nădejde și în Tine suntem ce suntem, de la Tine avem sănătate, îți mulțumim din toată inima și te rog, Doamne, lucrează Tu la fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, pe toți să strângem rândul și să lucrăm în via Ta, Doamne, cu tot ce ai pus Tu în noi. Îți mulțumesc de inima mea de tot ce ești și de tot ce faci, Doamne, pentru noi. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Mulțumim, Tată, pentru că Evanghelia a ajuns până la noi. Mulțumim. Și dorim din toată inima ca și mai departe Tu să o răspândești pe aceea pe care ai pregătit pentru slujirea aceasta. Amin. Amin. Tată Ceresc, sunt aici la dispoziția mea și te rog din toată inima numele Domnului Iisus să-mi dai înțelepciune și discernământ ca să lucrez la logia părăției tale. Amin. Amin. Îți mulțumim,
Doamne, pentru mântuirea care ne-ai dat-o în dar. Ajută-ne pe noi, cei mai în vârstă, Doamne, să purtăm în rugăciune în fiecare zi pe toți lucrătorii pe plătiți și tine să stați cu tine. Amen. Te slăbim, Domnul nostru și Dumnezeul nostru scump și drag, pentru fiecare ocazie pe care ne-o să te slujim pe tine. Îți mulțumim din toată inima că ne iubești și vrei să fim lucrători împreună cu tine. Ajută-ne ca întotdeauna să fim gata, Doamne, să răspundem chemării tale, indiferent unde ne-ai chemat, Doamne. Te slăbim și îți mulțumim că Tu ești acela care ne dai puterea necesară. Te rugăm să ne binecuvintezi întâi de toate cu o viață de sfințire, ca să te poți folosi după aceea de noi și să te poți bucura de noi pentru tot ceea ce facem. Îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm în veci de veci. Amin. 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 Te mai rugăm, Tatăl, în numele Domnului Iisus, să binecuvintezi pe toți cei ce sunt în slujba ta. Întărește, sprijinește și ridică încă mulți lucrători în via ta. Și ne ajută pe fiecare în parte, în dreptul nostru, să lucrăm spre slava și gloria numelui tău. Și multe suflete încă să fie mântuite. Și tu să fii, să vii curând. Amin. 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 Dragostea ta.
Începând de mâine, va suna din nou clopoțelul. Pentru tinerii biserici a sunat din seara aceasta. Aș vrea să avem o rugăciune specială pentru elevi, pentru părinți și pentru profesori. Și când m-am gândit la îndemnul acesta, mi-a venit în minte o relatare din Sfânta Scriptură. Spune cuvântul Domnului că a venit un tânăr la Domnul Iisus și l-a întrebat: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi readuce aminte cuvintele din lege. Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, a spus tânărul. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru tinerii noștri, tinerii bisericii, ca toate aceste lucruri să le păstreze cu grijă din tinerețe și Dumnezeu să-i ajute la aceasta. Aș vrea acum să avem o rugăciune specială și să ne rugăm cu doi tineri, îl rog pe Bogdan și pe Andreea, cu voce tare, și doi părinți, ridicați pe picioare, să ne rugăm Domnului pentru începutul acesta de an școlar, pentru perioada respectivă, pentru reușită, pentru o înțelegere bună între părinți, între elevi, între copii și toți aceștia împreună la un loc. Doamne, îți mulțumesc pentru copiii pe care ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, că sunt darul Tău pentru noi. Vreau să-ți mulțumim, Doamne, pentru că de mici au posibilitatea să fie în casa Ta, Doamne, și din pruncie să cunoască Sfintele Scripturi care le pot aduce viața veșnică. Doresc să Te rugăm, Doamne, ca în acest nou an școlar care începe, doresc să încredințez toți tinerii din biserica noastră, Doamne. Doresc așa de mult să-i păstrezi credincioși pe calea Ta. Doresc ca să-i ajut să fie sârguincioși în învățătură, Doamne. Să fie primii la învățătură și în exemplu la fapte bune. Doresc să-i faci un exemplu pentru profesorilor, pentru colegilor. Și doresc, Doamne, ca prin exemplu bun să fie un îndemn pentru cei din jurul lor, ca să ia ca model viața lor. Ajută-ne și pe noi ca și biserică, Doamne, să îi susținem întotdeauna în rugăciune, ca Tu să-i păzești de ispitele lumii acesteia, Doamne. Și știm că numai Tu, cu puterea Ta, poți să faci lucrul acesta. Și eu îți mulțumesc pentru că Tu faci mult mai mult decât de cele noi să gândim. Amin. Amin. Și eu vreau, Doamne Dumnezeul nostru, să Te binecuvântez pentru copiii care ne ai dăruit. Amin. Și, Doamne, Te rugăm din toată inima în seara aceasta pentru sistemul educațional din România. Doamne, Te rugăm pentru profesorii noștri, pentru cei care învață în licee, în gimnazii,
în locurile în care Tu ai așezat, te rugăm din toată inima să faci o lumină peste România, ca profesorii noștri, să nu mai creadă în darwinism, să nu mai creadă în ateism, să, Doamne, să se creadă în Tine. Te rugăm din toată inima, adu acest har și pocăința aceasta peste corpul profesoral din România. Te rugăm și pentru Liceul Betania, care este în orașul nostru, fără o lumină, acolo unde este. Și îți mulțumim din toată inima că Tu asculti rugăciunea copiilor Tăi. Amin. Amin. Amin.
lui un cânt nou, toamna se cântă cântări noi, lucruri noi se întâmplă toamna, de obicei spunem că începutul de an aduce lucruri noi, dar de multe ori toamna aduce lucruri noi de asemenea. Vă spunem bine ați venit la închinare în Biserica Betania, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Vreau să salut în special pe sora de trup, a sora Iuliana, împreună cu soțul, bine ați venit în biserică, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă aveți un salut, cu drag inimă vă ascultăm. Am fost și azi dimineață și ne-am bucurat în locul acesta. Am văzut ce ați făcut aici. Am fost în urmă cu 10 ani aici în biserică. Era biserica veche, era și fratele Poplăceanu acasă și îmi pare rău că dânsul nu e aici. Sunt împreună cu soția, cu Mariana, sora lui Iuliana. Am venit să vă vedem. Să vedem ce ați făcut și să vizităm familia. Mă bucur pentru fratele coleg care stă la cor. La partea cealaltă. Vis-a-vis de cor. M-am bucurat să-l văd. E sănătos și Pavel. Mă bucur pentru lucrul acesta. Mă bucur că sunteți o biserică tânără. Sunteți o biserică tânără. Vă felicit pentru lucrarea și m-am bucurat de lucrarea care am auzit-o azi dimineață și se potrivește așa de bine un salut din partea bisericii din Atlanta, de unde venim, păstorită de fratele Titi Cocean. Și o găsiți în Evrei, capitolul 13, versetele 20 și 21, unde spune: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic l-a sculat din morți pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți. Să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să-i puteți sluji Lui și să lucreze în noi ceea ce îi place prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim, vă rugăm să transmiteți bisericii din Atlanta exact același salut, întrucât și salutul menționat dumneavoastră este salutul bisericii noastre. Trimiteți salutări fraților de acolo și fiți bineveniți în Sibiu. Vă spunem bun venit și celorlalți, poate din nou ratez pe cineva și tare mult, mi-ar părea rău dacă aș face-o, de aceea vă invit respectuos să ne uităm în stânga, în dreapta și să întindem o mână plină de căldură salutându-ne unii pe alții. Lucrul noi se întâmplă toamna, spuneam. Se reiau orele de tineret, mâine seară, cu avânt, cu energie, cu bucurie. Se reia ora de tineret sau orele de tineret se reiau de la orele 19 până când Domnul va da har. Așa că așteptăm toți tinerii. Până în 20 de ani sunteți regulamentari să participați la întâlnirea de tineret. După 20 de ani discutăm altfel. Acum, oricum, pentru că va începe ora de tineret mâine, tinerii s-au pregătit deja cu câteva cântări, cu ce Domnul le-a pus pe inimă, așa că îi ascultăm. Pace! De când mă știu, vara a fost întotdeauna un timp de slujire. Se termina școala, era bucurie, era soare și ne bucuram că erau multe proiecte. Întotdeauna erau tabere, erau slujiri cu copii și în seara asta vrem să prezentăm două proiecte. Am auzit multe proiecte deja prezentate azi dimineață cu zilele Bibliei și acum vrem să prezentăm câteva slujiri cu copii în special. Dar prima dată vrem să cântăm o cântare cu toții și vă rog să cântați cu noi.
Pacea Domnului! Din păcate se sfârșește vara și începe școala, dar pot spune că am avut o vară plină, am fost implicat în multe proiecte și dau slavă lui Dumnezeu pentru harul pe care mi l-a dat să îl slujesc prin atâtea oportunități. Proiectul pe care vreau să-l prezint în această seară a avut loc la Gârbova, la Poarta Oilor. Au fost acolo două tabere de câte 10 zile, organizate de Misiunea Fără Frontiere, pentru copiii care sunt copiii familiilor incluse în programul Misiunii Fără Frontiere. Am fost acolo ca lider, împreună cu alți 7 voluntari de aici din biserică, coordonați de fratele Nicu Văcaru, și am avut un timp minunat acolo. A trebuit ca fiecare lider să predea câte o lecție, să dea câte un îndemn la rugăciune și să fim la dispoziția copiilor tot timpul. Acum să vă spun cam cum era o zi acolo. Ne trezeam și aveam înviorarea condusă de fratele Nicu, înviorare foarte înviorare care pentru copii nu era înviorare, îi storcea de la prima oră. Apoi mergeam și aveam micul dejun. Apoi mergeam, ne strângeam toți într-o sală și aveam un timp de părtășie, cântam câteva cântări, ne rugam și apoi învățam pe copii o lecție și apoi un verset din Biblie. Apoi aveam până la prânz, aveam un timp liber în care puteam să mergem, aveam acolo piscină, puteam să mergem și trebuia să-i păzim pe copii acolo la piscină. Apoi aveam prânzul, apoi din nou timp liber, aveam și jocuri. Fiecare lider a avut o grupă de cam 10 copii, deci erau 80 de copii în total. Făceam jocuri, competiții sportive pe grupe. Apoi la în jurul orei 4 aveam o întâlnire cu adolescenții, cu copiii mai mărișori, unde discutam niște teme mai pentru ei, pentru că lecțiile erau mai și pe înțelesul copiilor. Apoi aveam cina și spre seară ne strângeam din nou într-o sală și ne uitam la pozele de peste zi. Fratele Nicu era tot timpul cu aparatul foto în mână și făceam poze și aveam un timp foarte frumos acolo. În aceste tabere mi-am descoperit un nou dar și acela de a lucra cu copiii. Nu mă credeam în stare să fac o lecție pentru copii de 20 de minute. Dacă mă întrebați acum 2 luni, poți să faci o lecție de 20 de minute? Spuneam nu clar, dar iată că Domnul mi-a descoperit acest dar. Și vreau să spun și o experiență frumoasă de acolo. În prima tură au fost copii din nou și era un băiat care în primele zile, mulți copii au venit la noi și s-au plâns că ăla ne-a bătut, același copil. Și în urma lecțiilor pe care le-am avut, spre sfârșitul taberei l-am văzut mai liniștit. Și unul dintre lideri a mers și l-a întrebat, măi, ce s-a întâmplat cu tine? Te văd mai liniștit. Și el a răspuns foarte surprinzător, fac ce mi-a spus, mă rog în fiecare seară și iată că Domnul lucrează. Și un copil care la începutul taberei îi bătea pe toți, acum, spre sfârșitul taberei, s-a liniștit. Dau slavă lui Dumnezeu pentru că m-am putut implica în acest proiect și mă rog Domnului ca să rodească sămânța pe care noi am sădit-o acolo. Amin.
pace. Am avut și eu ocazia să lucrez cu copii o săptămână, cu copiii și din biserică, atât cât și din familii care nu erau din biserică. Am avut cam 40 de copilași, cam așa, în fiecare zi. A fost o experiență foarte frumoasă. Am încercat să le spunem despre Dumnezeu așa ca să înțeleagă ei, prin cântări, prin lecții. Am avut 4 lecții. Dumnezeu este iertare, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace. Și la sfârșit Dumnezeu este prietenul meu. Am vrut să le aducem pe Dumnezeu cât mai aproape copiilor. Am avut și experiențe foarte frumoase cu ei. Am întrebat copiii, știți ce e la păcat? Da, știm ce e la păcat. Și am spus, da, dați-mi un exemplu, care e un păcat pentru voi? Și un băiețel a fost așa de scump, s-a ridicat și a zis, eu cred că păcat este să poluez mediul exterior. Cred că lucrarea cu copiii este foarte importantă, pentru că chiar dacă nouă ni se pare că ei nu înțeleg, înțeleg foarte multe și cred că Dumnezeu lucrează la inimile lor. Amin. Aducem un cuvânt de mulțumire lui Dumnezeu pentru toți tinerii care au slujit vara aceasta. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze.
făcut o lucrare frumoasă care cred că trebuie să continue. Mulți dintre ei se implică deja în lucrarea cu copiii. Anunțăm pe această cale că se reau sau s-au reluat deja repetițiile corului de copii, Osana, sâmbătă de la orele 11. Sora Simona va lăuda pe Dumnezeu cu o cântare. Sora Simona se ocupă cu corul de tineri și corul de tineri își va relua activitatea în scurt timp. O altă activitate care se va relua în toamna aceasta este activitatea cu familiile tinere. S-au format deja câteva grupe de familii tinere la noi în biserică, ce se adună în mod regulat la 2 săptămâni sau chiar săptămânal. Anunțăm pe această cale toți cei care v-ați căsătorit anul acesta. Nu scăpați, ci va trebui să formați o altă grupă de familii tinere. Într-o societate care atacă familia și valorile morale ale familiei, considerăm necesar să ne echipăm. De aceea vom avea grupe în care ne rugăm împreună, mijlocim unii pentru alții înainte lui Dumnezeu,
ca familia să rămână împreună. În seara aceasta, o grupă de familii tinere va sluji pe Dumnezeu. Frate Doru și grupa ta, te rog să vin în față. Mai întâi aș vrea să vă liniștesc, nu o să cânt niciun solo. Așa se pare că grupa vrea să-mi fac o surpriză și să mă lasă să cânte unul singur, de aceea invit totuși în față. Și împreună cu cei cântăreți care ne vor ajuta, invit aici în față, cu care am vorbit, chiar dacă sunt singuri, noi avem credință că venind aici în față, spun unii care nu sunt căsătoriți și care o să ne ajute la cântare, da, și eu vreau să mă căsătoresc. Haideți, vă rog, haideți. Am rugat și grupa de laudă și închinare să ne ajute și cred că nu este nicio problemă dacă vin aici și ne ajută. Și desigur, și dumneavoastră să ne ajutați prin cântare, cântăm lui Dumnezeu și cred că merită Dumnezeu lauda din partea noastră a fiecăruia. Amin. Și putere și iubire, Doamne, vrei.
acum pentru ca să ne cunoaștem un pic mai bine și pentru a nu împinge imaginația dumneavoastră prea departe în sensul de a vă întreba care pereche cu cine, aș vrea să se pună fiecare lângă soția lui, da? Ca să vedeți și să ne vedeți și să vă rugați pentru noi. Rămân descoperiți Victor și Benny, a căror soții sunt acasă și au grijă de prunci. Haideți un pic să ne regrupăm și dumneavoastră să vă rugați pentru noi ca familie. Avem nevoie de rugăciune ca familie, avem nevoie de multă rugăciune. Familii tinere, într-o lume în care este încurajată, știu și eu, mitocănia, prostia, divorțul și alte lucruri. Noi suntem chemați să fim copii ai lui Dumnezeu, familii trainice, puternice, spre slava lui Dumnezeu. Înainte să mai cântăm o cântare, l-aș ruga pe George să vină și să vă adreseze și dumneavoastră câteva cuvinte de îmbărbătare din Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. M-am gândit să transmit ceva legat de familie. Deși sunt lupte și acolo, m-am gândit totuși la o luptă care mă bântuie de ceva timp, o luptă spirituală, bineînțeles, cu oamenii din care, în jurul căruia sunt și stau majoritatea timpului la lucru. 50-60% din timpul nostru petrecem la lucru. Da, este evident că e nevoie și pentru familie rugăciunea și cel mai important de acolo plecăm zidiți. În familie, în biserică, avem păstori atât de minunați care ne conduc pe calea aceasta și ne dau învățături bune, avem cântările înălțătoare, avem rugăciunile ziditoare care ne încurajează, ne zidesc. Dar ceea ce cred eu că e cel mai important este să ne sfințim noi inimile și dacă plecăm de aici încurajați, nu doar încurajați cu un cuvânt sau cu o idee pe care o prindem și dă bine, pentru ceilalți trebuie să plecăm cu inimile curățite și mărturia noastră să fie una potrivită. Vreau să dau citire unui psalm, psalmul 51, de la versetul, doar câteva versete, psalmul 51, de la versetul 10 până la 13 inclusiv. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tot cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Amin. Am vrut să am izbândă la servici asupra colegilor, am vrut să le arăt de fapt credința este o încredere nestrămutată. Dar dacă ai ceva să le spui și doar atât, să le spui și nu le și arăți, este egal cu zero. Am încercat în nenumărate rânduri să mă apropie de cuvântul prin cuvânt, dar cred că a fost doar o formă de a arăta cât de bine pricep eu Biblia. Și nu cred că asta a fost lucrul cel mai corect în fața lor. S-au iscat niște întrebări. Am văzut că sunt lupte pe care nu le câștig. Am văzut că totuși există dezbinare între ei, există răutate, nu se iubesc, nu se înțeleg foarte bine și într-un mediu în care vii la lucru să câștigi niște bani, e bine să formezi o comunie strânsă, să formezi un grup care să lucreze împreună, să dea rezultate, pentru că asta e. Și îmi puneam întrebare mie, în primul rând, dacă alergarea pe care o fac este pentru a părea mai bun în fața celorlalți, în fața patronului, a șefului meu, în fața oamenilor, sau e doar așa formal. Le-am pus, de obicei, întrebările le pun în pauza de masă, că atunci îmi place să îi mai stresez un pic, așa consideră unii dintre ei că îi stresez. Și întrebările erau dacă cred în viața veșnică, au certitudinea că vor avea viață veșnică dincolo de moarte, de moartea trupului acesteia. Și unii ziceau, păi cine știe, Dumnezeu știe. Sau nu s-a întors nimeni de acolo ca să-mi zică cum e.
Deci acestea erau răspunsurile pe care mi le dau și unii dintre ei și acum mi le dau. Am zis totuși, nu aceasta este chemarea noastră. Dumnezeu a iubit lumea, dar nu atitudinea ei. A iubit omul. De ce a dat pe fiul său să moară pentru ei, pentru păcatele noastre. Și n-au durut rănile și biciu și crucea și moartea groaznică pe care a avut-o, cât l-a durut pe Domnul Iisus păcatele pe care le-a șters, pe care le-a ridicat. Și încercam să fac să înțeleagă, dar până nu m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, zidește mine o inimă curată, dă-mi un duh statornic de rugăciune pentru cei din casa mea, dar trebuie să arătăm și celorlalți, celor din jurul nostru, care este adevărata chemare a omului, pentru ce este creat omul, pentru că mulți nu știu, am și atei printre colegi și încearcă printr-un fel sau altul să-i aducă și pe ceilalți la forma aceasta de credința lor că nu există Dumnezeu, că crede în evoluție. Și mama a fost mai muță și vă dați seama, deci cum se iau lucrurile. Nu le convine lucrul acesta. Când le zic că strămoșii lor au fost mai muțe, nu le convine. Dar nu le convine nici faptul că pleacă din confortul lor și vin la biserică și vin să se închină unui Dumnezeu pe care ei doar când au nevoie îl caută, în împrejurări, în durere, în tot felul de probleme pe care le au, doar atunci există Dumnezeu. Și dacă mi-aduc aminte în viața mea, îmi întorc timpul înapoi, îmi dau seama că așa am fost și eu. Deci mă întorceam la Dumnezeu fața doar atunci când aveam nevoie și strigam cu durere în suflet, Doamne, ascultă-mă. Se prea poate ca, dacă a fost sinceră chemarea și am avut și o promisiune în momentul chemării Dumnezeu și am răspuns chemării, dar m-am ținut și de promisiune. Dumnezeu a fost credincios și mi-a deschis ușa. Și astăzi pot să stau în fața dumneavoastră și să mărturisesc că nu mă voi depărta de cuvântul lui Dumnezeu, de legea Lui. Este scrisă în inimile noastre, sperăm să ca nimic și nimeni să ne poată despărți de dragostea lui Dumnezeu. Sper ca și eu să reușesc să mă întorc oameni la credință. Încă ceva ce aș vrea să vă zic, dacă vecinii nu cunosc faptul că sunteți creștini, degeaba venim la biserică. Deci dacă trecem doar pe lângă ei și dăm un salut, sau îi ajutăm că sunt vecini, sau la servicii, în prisma faptului că este o amabilitate comercială, asta nu arată că suntem creștini. Deci zic totuși că e bine să vadă dincolo de aceste lucruri și să vadă prin viața trăită, alături de Dumnezeu și în fiecare zi, doar rugăciunea va face lucrul acesta posibil. Amin. Încă un lucru, de ce ne-am pus perechi? Pentru că suntem o familie, vreau să vă spun două experiențe pe care le-am avut. Una dintre ele, eram cu un frate scump din această biserică și nu de mult, recent, stăteam, vorbeam și fratele se uită la verighetă, spune, ce-i cu verigheta pe degetul tău, dar nu ești căsătorit. Și am zis, ba da, sunt de 3 ani căsătorit prin harul Domnului, aproape 3 ani. Și zice, da, dar nu ți-am văzut nici soția, nici verigheta. Acum am vedea și verigheta și soția, dar i-am spus la fratele, păi nu mi-ați văzut verigheta, nici soția, dar trebuia să vă dați seama după burtă, că de obicei omul după ce se căsătorește mai și prinde în kilograme. Și încă un lucru care mi s-a întâmplat, vreau să fac o clarificare, eu sunt Doru, nu sunt Nisti, eram la un moment dat cu soția, intram într-o policlinică pentru un control așa de rutină, am deschis ușa și acolo la fișier o soră, nu de în biserica aceasta, dar care era rudă cu soția fratelui meu și nu știa că fratele meu are un frate geamăn, mi-a zâmbit. Am deschis ușa și mi-a zâmbit așa luminos. Eram de mână cu soția mea. M-am dus la fișier, am zis care-i problema, am spus, am făcut prin telefon o programare și stă și se uită la mine și zice, dar Andreea știe? Asta se întâmplă când ai un frate geamăn. Deci, i-am chemat aici să stăm împreună, să ne vedeți, să ne cunoașteți și să vă rugați pentru noi. Și acum o cântare, ultima cântare. Eu sunt un om, sunt doar un om. Nu suntem mai mult decât oameni
pe acest pământ, dar în împărăția lui Dumnezeu suntem fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună această cântare. Tineret, aș vrea să vă invit să vă rugați și pentru o activitate deosebită. Voluntarii care au participat în zilele Bibliei vor contacta pe cei care și-au dat datele și și-au exprimat dorința de a participa în cadrul organizat la citirea Bibliei. Mâine seară dorim să avem o întâlnire cu aceștia de la orele 18. Vă rog, rugați-vă ca să dea la o parte rușinea sau orice altă prejudecată. Marți și vineri sunt zile pentru fanfară. Așteptăm toți fanfariștii sau doritorii de fanfară să facă parte din această slujire. Miercuri se reiau repetițiile de cor. Așadar, toți coriștii sunt așteptați miercuri la repetiții de cor și alții care doriți să lăudați pe Dumnezeu și credeți că Dumnezeu va da voce, dar v-a mai spus și altcineva că aveți voce. Vă invităm cu drag inimă la repetiții de cor. Joi seara
Dorim să avem studiu biblic de la orele 19, dar de la orele 18, toți cei care doriți să aflați mai multe despre Dumnezeu. Pregătim un nou botez nou testamentar, vă invităm la ora de cateheză. Vineri fanfare, iar de la orele 20, seara de rugăciune a bisericii. Sâmbătă, corul de copii se adună la orele 11 și anunțăm un alt eveniment. Se reiau cursurile Colegiului Biblic Betania. Sâmbătă va fi prima întâlnire atât pentru anul 1 cât și pentru anul 2. Dacă încă nu v-ați înscris, fie că sunteți mai în vârstă, fie că sunteți tineri, frați și surori, pentru fiecare e loc în acest Colegiu Biblic Betania. Vă așteptăm cu dragă inimă să vă înscrieți, vor fi 2 ani de zile, o dată pe lună, o sâmbătă, timp în care se vor face câteva cursuri frumoase. Cu profesori deosebiți, vom discuta despre Noul Testament, Vechiul Testament, cursuri de teologie comparată, ortodoxie, evanghelism și alte lucruri care ne sunt de folos. Așadar, sâmbătă, seria Colegiul Biblic, vă așteptăm cu dragă inimă. Corul laudă pe Domnul cu o cântare, timp în care ne închinăm Domnului cu deoarele de bunăvoie. Nu de mult stăteam la căpătuiul unui muribund. În jurul lui s-a adunat familia. Erau toți tăcuți și tăcerea s-a așternut în cameră. Așteptau parcă ceva. Așteptau ca muribundul să-și deschidă gura și cu ultimele puteri să le dea niște sfaturi legate de viață.
Am stat câteva minute nimic. La un moment dat, muribundul face ochii mari, deschide gura și spune doar atât. Vai! Au fost ultimele cuvinte înainte de a pleca în veșnicie. Și-a adunat o viață întreagă și înainte de a muri a spus, vai, vai. Așa era raportarea acestui om la viață, la lume. Întrebarea mea pe care aș vrea să vă pun dumneavoastră în această seară, cum vă raportați la viața pe care Dumnezeu v-a dat-o și la lumea aceasta în care v-a așezat și ne-a așezat? Cum ne raportăm? Suntem mulțumitori? Sau ni se pare că este prea mult, prea greu, prea dificil? Și de multe ori în discuțiile și dialogurile noastre când vorbim despre lume și viață, spunem vai și vai și vai și vai, m-am săturat, prea multă suferință și prea multă durere. Cum ne raportăm la această lume și la această viață? Da, știu, trecem prin suferințe. Mă uit la dumneavoastră, sunteți câteva zeci de persoane, dar știu că suferințele sunt poate duble sau triple decât persoanele care sunt aici. Fiecare dintre noi avem o suferință, două suferințe, trei suferințe, nu? Și cu suferințele astea ne ducem în lumea aceasta și trăim în această lume. Ca și creștini, ce ar trebui să cunoaștem despre această lume? Care ar trebui să fie voința și dorința noastră în această lume? Cum ne comportăm în această lume? Cum trăim în această lume? Ce înseamnă pentru noi lumea aceasta în care Dumnezeu ne-a așezat? Este un mare vai? Sau, dimpotrivă, este o inimă care zice toată slavă Domnului pentru toate lucrurile, pentru tot ceea ce îmi vine în viața aceasta, pentru că m-a așezat aici, pentru că nu sunt o întâmplare, pentru că toate sunt după voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă la dialogurile pe care le-ați avut recent cu cei din jur. Ce cuvinte ați spus, ați folosit pentru a descrie situația dumneavoastră din această lume? Aș vrea să citesc câteva versete, n-o să fiu lung. O să citesc câteva versete, două, din 1-a epistolă sobornicească a lui Petru. 1-a epistolă sobornicească a lui Petru, primele două versete. Este un ton epistolar și de obicei un ton epistolar este rece, nu prea dă multe lucruri de gândit, de relatat, dar aș vrea să vedeți că în câteva cuvinte Petru are o întreagă teologie. Nu vreau să mă afund în teologie, ci să scoatem din aceste cuvinte, pentru că nu este timpul necesar, dar să scoatem din aceste cuvinte a lui Petru, să scoatem lucruri importante pentru noi, pentru viața noastră și pentru noi ca trecători prin această lume. Epistola 1, sobornicească a lui Petru, citim primele două versete și pentru înviorare, haideți să ne ridicăm. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Între paranteze, ca să vă faceți o imagine, este vorba despre teritoriul Turciei de astăzi. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Ocupați locurile. Da, trăim într-o lume plină de suferință și câteodată noi ca și creștini ne întrebăm ce căutăm în această lume. Câteodată poate ne închidem într-un tur de filde și spunem noi suntem altcumva, suntem alții, n-avem ce face în această lume și cu această lume.
Atâtea suferințe sunt în lumea aceasta, știați că la fiecare 40 de secunde, la fiecare 40 de secunde, cineva hotărăște să-și pună capăt vieții. De când am început biserica și l-am lăudat atât de frumos pe Dumnezeu în lume, câțiva zeci de oameni și-au pus capăt vieții. Datorită suferinței, datorită depresiei și altor lucruri, și-au pus capăt vieții. Un mort la 40 de secunde este media. Știu că trăim într-o societate și într-o lume în care divorțul parcă este la modă. A divorța înseamnă în lume a fi la modă. Trăim într-o lume în care nu se mai înțeleg părinții cu copiii. Trăim într-o lume în care vedem atâta suferință și neîncredere în Dumnezeu, atâția se declară atei. Cum trăim noi ca și creștini în această lume? Care este scopul nostru, care este rostul nostru în această lume? Și aș vrea să vă dau rapid 6 lucruri de care să vă țineți, luate din Scriptură, desigur, atunci când vă este greu și simțiți că suferința, durerea și încercările din această lume sunt prea mari. 6 lucruri pe care să nu le uităm din Scriptură despre raportarea noastră la lumea aceasta. Și aș spune nu 6 lucruri, aș spune 6 pietre de aducere aminte. Pentru că bine ar fi când trecem prin lumea aceasta să nu uităm ceea ce spune Scriptura, ceea ce ne promite Dumnezeu pentru noi în lumea aceasta. Și aș vrea să încep, nu vreau să fac o introducere lungă, aș vrea să încep cu primul punct, normal. Sunt 6 pietre de aducere aminte, am spus, vi le spun, vi le recit mai înainte și apoi ne ocupăm de fiecare în parte. 1. Ești o făptură nouă în această lume, nu uita! În această lume, nu ești ca lumea, ești o făptură nouă. Cine este în Hristos, spune Scriptura, este o făptură nouă. În această lume ești o făptură nouă. 2. Ești un martor al lui Dumnezeu pentru această lume. Nu uita lucrul acesta. 3. Ești ales înainte de întemeierea lumii. 4. Ești străin și călător pe această lume. 5. Ești păzit de Dumnezeu de această lume. Și 6. Ai o moștenire în afara acestei lumi. 6 lucruri pe care să nu ne uităm când mergem prin suferințele și necazurile noastre. Să nu uităm aceste lucruri, că avem un Dumnezeu lângă noi care ne poartă de grijă, că avem un Dumnezeu care ne transformă, că avem un Dumnezeu care nu ne lasă singuri și părăsiți și că suntem străini și călători în această lume. 1. Ești o făptură nouă în această lume. 2 Corinteni 5:17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Atenție! Cele vechi s-au dus! Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Toate lucrurile s-au făcut noi. Ești o făptură nouă. Și parcă Petru învață lecția asta și știți cum începe? Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Și aș pune întrebarea, tu, Petru, tu o făptură nouă, ai fost cu Hristos și la un moment dat ai spus, eu nu-L cunosc, pentru că ți-a fost teamă de suferință. Și Petru mi-a răspunde, da, cele vechi s-au dus și lepădarea mea de Hristos s-a dus și poate eul meu, care impregna cumva societatea ucenicilor, s-a dus. Sunt o făptură nouă. Ascultați, Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu ne-a luat pe fiecare de unde ne-a luat. Și slavă Domnului că în Hristos, în El, suntem făpturi noi. Să nu uităm lucrul acesta. În lumea aceasta suntem făpturi noi a lui Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu și alături de numele lui Petru, puneți-vă numele dumneavoastră
Cu tare și cu tare și cu tare suntem a lui Iisus Hristos. Suntem copii ai Lui, suntem făpturi noi. Suntem făpturi salvate prin sângele Lui. Suntem făcuți noi, cele vechi s-au dus. Ei da, și parcă, din punct de vedere teoretic, ne este ușor să înțelegem. Așa spune Scriptura, noi o credem și zice, amin. Dar se întâmplă un lucru. Atunci când ne uităm la alții, la cei de lângă noi din biserică, deseori ne uităm mai întâi la căderile lor, la înfrângerile lor, la lucrurile rele prin care au trecut. Să vă dau un exemplu. Aveam un grup de copii și am pus să facă următorul lucru. Le-am spus, desenați exact ce vă trece prin minte când spun numele Petru. Șocant. Cele mai multe imagini aveau de-a face cu un anumit animal din ograda omului, cocoșul. În mintea copilului s-a cuibărit, Petru este un păcătos. Scriptura spune, cine este în Hristos este o făptură nouă. Și câteodată noi refuzăm gândul acesta și ne uităm la frați judecându-i. M-am întrebat, dacă Petru ar fi trăit astăzi în lumea tabloidelor, a mass mediei, în timpul nostru, parcă văd titlul apărut ca breaking news. În această noapte, lui Petru i-a cântat cocoșul. În această noapte, Petru s-a lepădat de Hristos. De acela despre care vorbea atât de mult, de acela despre care striga prin piețe, în această noapte, Petru s-a lepădat de Domnul. Blogurile noastre ale pocăiților ar fi pline de dojeni față de Petru. Cum ai putut tu? Și l-am luat pe Petru și din toate punctele de vedere, psihologic, psihiatric, social, din toate punctele de vedere, fizic inclusiv, l-am judecat. Aici n-ai făcut bine, aici n-ai făcut bine, aici n-ai făcut bine, aici n-ai făcut bine. Ne luând în considerare că cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Oare cât putem noi să iertăm pe cei de lângă noi și să zicem, tu ești o făptură nouă prin harul și mila lui Hristos. Hristos, după înviere, pe malul mării, lângă Petru, nu i-a făcut nici un reproș. Nici un reproș. I-a zis atât, mă iubești tu, Petre? Mă iubești tu, Petre? De aceea Domnul Iisus nu cunoștea inima lui Petru, nu cunoștea gândul lui Petru, ba da, îl cunoștea, știa că în inima și în gândul lui Petru este iubire nespusă pentru Dumnezeu lui. Dar a pus aceste întrebări ca să știe toată lumea că Hristos îl privea pe Petru prin lucrarea pe care a făcut-o el pe cruce și nu prin lucrurile pe care le-a făcut Petru înainte. Să știe toată lumea și l-a întrebat de 3 ori, Petre, mă iubești? Și Petru, da, da, da. Știți, noi ne fixăm întotdeauna atenția spre păcatul omului și nu spre momentul lui de pocăință. Tare mi-ar fi plăcut ca atunci când i-am întrebat pe copii să-mi deseneze ceea ce le vine în minte când spun Petru, măcar unul, să-mi fi desenat un om în genunchi, plângând cu amar. Asta înseamnă să fi născut din nou, asta înseamnă să fii o făptură nouă. Să știi să te pocăiești. Și acum aș vrea să facem ceva. Uitați-vă la cel din stânga și din dreapta dumneavoastră și aș vrea să vă uitați, să vă uitați acum, în acest moment și să vă gândiți că cel din stânga și din dreapta dumneavoastră, cei care stau în stânga și în dreapta, sunt făpturi noi, nu oameni care au păcătuit.
au păcătuit, au fost iertați, dar acum sunt făpturi noi salvate prin sângele mielului. Și împreună, dacă suntem în Hristos, asta e condiția, dacă suntem în Hristos, și cred că suntem în Hristos, dacă suntem în Hristos, suntem făpturi noi, cele vechi s-au dus. Nu uita, când treci în lumea aceasta, prin lumea aceasta, ești o făptură nouă. Totul trebuie să se schimbe la tine. Nu poți trăi după standardele lumii acesteia. Nu poți trăi ca această lume. Ești o făptură nouă, o făptură schimbată. Și mai mult, și fratele și sora care stau lângă tine sunt făpturi noi schimbate prin harul și mila lui Dumnezeu. Trec rapid. Deci, unu, ești o făptură nouă în această lume. Nu uita lucrul acesta. Apoi, doi, ești un martor al lui Dumnezeu pentru această lume. 1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Petru, apostol, știți ce făceau apostolii? Apostolii au fost martorii vieții Domnului Iisus, morții și învierii Lui, și ei au fost aceia care au dus mărturia aceasta lumii întregi. Acum zicem, nu suntem apostoli, dar avem ceva din apostoli, și anume viața aceasta de mărturie. Frații mei, suntem martori în această lume, să nu uităm, reprezentăm cerul, reprezentăm pe Domnul nostru, și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi ziceți, noi avem Duhul Sfânt. Păi dacă avem Duhul Sfânt, înseamnă că suntem, știți cum? Martori, și veți fi martori. Dragii mei, în această lume să nu ne uităm mărturia. Și este interesant ceva, s-ar putea să greșesc sau nu, din câte am văzut eu în limba greacă, martor are și înțelesul de martir. Și în limba română, martor este foarte aproape de martir. Și trag de aici o concluzie. Atunci când ești martor al lui Hristos, ești gata să devii martir al lui Hristos. Martor și martir nu sunt mari diferențe. Atunci când ești martor, ești gata să trăiești pentru Hristos în lumea aceasta. Atunci când ești martor, ești gata să primești pălm de la cei din jur. Ești gata să primești cuvinte neserioase, cuvinte de acuz pe nedrept de la această lume. Asta înseamnă a fi martor și a fi martir. Acum când vorbim în Egipt, am citit câteva sute de credincioși au fost uciși. Au fost uciși. Martor înseamnă a fi martir. Bisericile arse. Și musulmanii dau vina pe creștini, din cauza voastră este criza în Egipt. Dar avem și noi, nu? Pe cei din jurul nostru, care într-o câtva ne martirizează, în sensul că ne izolează că suntem creștini, nu? Își întorc fața, câteodată ironii și alte lucruri. Nu uitați, în această lume nu vă pierdeți mărturia. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, nu vă pierdeți mărturia. Rămâneți martori ai Lui și Dumnezeu vă va binecuvânta și ne va binecuvânta. Amin. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii. Dragii mei, nu ar trebui să uităm următorul lucru. În această lume suntem aleși ai lui Dumnezeu. Și e interesant cum spune aici Scriptura, către aleșii și versetul 2, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Și vreau să vorbesc puțin aici despre lucrarea de mântuire. Eu am spus, aleși înainte de întemeierea lumii. Nu uita lucrul acesta, în această lume, nu uita, oricât de greu ți-ar fi, oricâte suferințe și necazuri ai avea, nu uita, Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii. Și poate că cineva ar spune, ce, în ce erezie ne bagi? Eu nu cred că Dumnezeu alege pe unii înspre blestem și în alții spre binecuvântare, pentru că Biblia îmi spune clar că El nu dorește ca cineva să piară, ci toți să vină la mântuire, la pocăință.
Până la urmă, este și ascultarea mea. Dumnezeu cheamă pe toți la pocăință și până la urmă este și ascultarea mea. Cât de gata sunt să ascult de această chemare, să ascult de Dumnezeu. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Înseamnă că am fost în inima lui Dumnezeu încă înainte de întemeirea lumii. Poate că în această lume ești marginalizat, poate că nimeni nu te iubește, poate că te vezi neiubibil. Dar nu uita un lucru. Hristos te-a ales înainte de întemeirea lumii. Ai fost în inima lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Știți cum a fost făcută această alegere? Haideți să deschidem un pic la un text pe care îl găsim în Vechiul Testament. Deuteronom, capitolul 7. Deuteronom, capitolul 7. Versetul 6, haideți să începem cu versetul 6. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deci e clar, Dumnezeu alege nu doar pentru că întreceți la număr pentru toate, pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, și ascultați aici, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Spuneți-mi, cum a fost făcută alegerea? Pe baza cărui criteriu? Pe baza înțelepciunii noastre? Pe baza a tot credinței noastre, să spun așa? Știți cum a fost făcută alegerea? Pe baza iubirii și harului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pentru că ne-a iubit. Și nu uita, oricine-i fi, cu orice probleme în seara asta aici, ai fost în inima lui Dumnezeu încă înainte de întemeierea lumii. Haideți să deschidem la Psalmul 139 cu 1. Psalmul 139 cu 1. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu ne-a ales pe baza cunoașterii, pe baza iubirii pe care a avut-o pentru noi. Suntem aleși al lui Dumnezeu, suntem în inima lui Dumnezeu și lucrul acesta să fie și în inima noastră. Ne-a iubit și ne iubește. Și e interesant cum a făcut alegerea. Dumnezeu a făcut alegerea după știința mai dinainte. Unu, ne cunoștea. Psalmul 139 cu 1, l-am citit. Apoi, prin sfințirea lucrată de Duhul. Dacă Dumnezeu te-a ales și te-a pus în această lume, trebuie să fii sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Scriptura. Viața pe care o trăiești pe pământul acesta ar trebui să fie una de sfințenie. Știți de ce există multe depresii în lumea aceasta printre credincioși? Și asta am făcut-o prin observație proprie, uitându-mă în stânga și în dreapta. Pentru că am uitat că trebuie să trăim sfinți în lumea aceasta. Am uitat că trebuie să placem lui Dumnezeu în această lume. Am uitat că trebuie să avem o viață plăcută lui. Și e normal că atunci când păcătuiești, atunci când faci ceea ce nu trebuie, când te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, să vină tristețea și să vină depresia în viața ta. Deci, am fost aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, apoi am fost aleși și sfințiți prin Duhul Sfânt și apoi am fost aleși prin stropirea
cu sângele lui Iisus Hristos. Știți ce înseamnă stropire cu sângele lui Iisus Hristos? Știți ce înseamnă lucrul acesta? Vă dau câteva exemple din Vechiul Testament unde s-a folosit acest tip, stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, cu sânge. În Leviticul 14:1, știți ce se întâmplă acolo, nu? De cine e vorba? Despre leproși. Despre leproși. De la 14, de la 1 începând, știți ce se întâmplă, nu? Se poate întâmpla o minune printre leproși, leprosul să fie curățat. Dar nu putea să fie introdus în tabără imediat. Trebuia să se întâmple un lucru. Știți care era acela? Se luau două păsări. Da? Una se ucidea și lăsai sângele să curgă din ea într-o apă curgătoare, într-un vas. Cealaltă pasăre era trecută prin sângele primei păsări și apoi îi se dădea drumul. Cu sângele rămas, preotul se apropia de lepros și ce făcea? Stropia pe lepros. Asta era semnul curăției leprosului. Îmi imaginez leprosul curățit, stropit de sângele salvator, intrând în cetate și cântând cântarea aceea, e puterea sângelui vărsat. Sânge sfânt și curat, e puterea sângelui vărsat care spală al meu păcat. Dragii mei, în această lume am fost curățiți prin stropirea cu sânge a lui Iisus Hristos. Și dacă noi suntem curățiți, dacă în Vechiul Testament leprosul trebuia să se curățească ca să intre în rândul celor normali, celor sănătoși, acum noi suntem curățiți și suntem în mijlocul leproșilor, în mijlocul celor care îți plin de lepra păcatului. Îi vedem la lucru, îi vedem pe stradă, îi vedem oriunde. Dar suntem curățiți, frații mei, prin stropirea cu sângea lui Iisus Hristos. Și ce cântare minunată este aceasta și să fie asta cântarea inimilor noastre. E puterea sângelui vărsat care m-a curățit pe mine și care te-a curățit pe dumneata. Și mai avea în Vechiul Testament stropirea cu sânge o semnificație. Nu doar curățire, dar și consacrare. Preoții, înainte de a fi puși în slujbă, erau stropiți cu sânge. Înainte de a fi impuși în slujba de preoție, erau stropiți cu sânge. Dragii mei, în această lume am fost stropiți cu sângele lui Iisus Hristos spre curățirea noastră și apoi spre consacrarea noastră. Pentru că am fost puși în această lume să fim preoți al lui Dumnezeu. Suntem o împărăție sfântă, spune Scriptura. Un neam sfânt, un neam pe care Dumnezeu l-a pus deoparte. Să nu uităm lucrul acesta. Suntem în această lume preoți care reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Nu suntem niște călători pe pământul acesta în căutarea unei țări, ci deja suntem preoți care avem țara, avem împărăția în noi și trecem cu ea pe pământul acesta. Nu uitați, Hristos ne-a stropit cu sânge pentru ca să ne pună în lucrarea de preoție. Și întrebarea mea este în lumea aceasta, câtă preoție avem în noi? Cât îl reprezentăm pe Hristos. Știți de ce apar unele depresii? Pentru că ne-am uitat menirea. Am uitat că suntem curățiți de Hristos și am uitat că suntem consacrați în slujbă. În lumea aceasta, nu uita, Hristos te-a ales și te-a ales ca să te pună, să-i duci cuvântul său, să ții slujba aceasta a preoției. Timpul a trecut, mai erau câteva lucruri. Spune aici, nu doar că suntem aleși, dar trăim ca străini împrăștiați. Dragii mei, suntem străini și călători în această lume. Avem noi o cântare, sunt străini și călători, n-am aici palate, dar în țara fără nori, ale mele toate. Știți ce înseamnă a fi străini și călători? Înseamnă că trecem prin această lume,
dar nu trebuie să prindem rădăcini aici. Și văd pe unii care sunt de-a dreptul bolnavi, când văd că anumite lucruri nu le reușesc în viață, când văd că nu au devenit bogați precum și-ar fi dorit ei. Dragii mei, să nu ne prindem rădăcini în această lume. Noi nu suntem acestei lumi, noi avem cetățenia cerului, aparținem cerului. Și e interesant cum abordează Petru această problemă la capitolul 2, versetul 11. Preaiubiților vă sfătuiesc, ce înseamnă a fi străini și călători? Preaiubiților vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Știți ce înseamnă a fi străini și călători pe acest pământ? Înseamnă a te război cu poftele firii pământești, înseamnă a te război cu păcatul, înseamnă a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. Asta înseamnă a fi străin. Înseamnă a nu-ți găsi efectiv locul în această lume, în sensul că nu-ți mai place ceea ce face lumea aceasta, nu te mai identifici cu ea, nu mai ești a ei. Lumea trebuie să vadă că ceva e diferit în viața ta, că nu mai ești ca ea. Și problema aceasta diferenței, încheie imediat, problema aceasta diferenței mi-a sărit mie poate mai mult în minte și în gând, pentru că eu am un frate geamăn și pe noi foarte puțin reușesc să ne diferențieze. Și v-am spus anumite lucruri care s-au întâmplat, în care am fost pur și simplu luați eu ca Nisti și Nisti ca mine. Și nu știa nimeni să facă diferența între noi. Și la un moment dat eram la ora de sport, la liceu creștin, și o profesoară se uită la noi și ne întreabă: voi semănați cam mult, spuneți-mi care e unul și care e altul. Și eu i-am spus: eu sunt unul și el e altul. Și cred că în viața noastră, în viața noastră de credință, ar trebui să se facă această diferență, dragii mei. Suntem străini și călători. Să nu ne asimileze lumea lumii. Să nu ne asimileze. Să ne diferențiem de ea. Să fim unul și lumea alta. Să nu îmbrățișăm păcatul. Să nu îmbrățișăm teoriile lumii acesteia care ne duc spre pierzare. Să învingem ispita. Să învingem pofta firii. Și să fim alți. Astfel binecuvântați. Erau două, păziți de Dumnezeu, de această lume. Dragii mei, nu eu mă țin de Dumnezeu, Dumnezeu ține de mine. Și în această lume, prin orice suferință ai trece, prin orice necaz ai trece, nu uita, Dumnezeu te ține de mână. Pot să o întreb numai pe Soraica și Soraica îmi va spune că așa este. Când treci prin suferință și necaz, Dumnezeu te ține de mână. Dumnezeu te ține de mână în această lume prin orice ai trece. Și apoi, Dumnezeu ne-a pregătit ceva sus, în afara acestei lumi. O moștenire despre care Petru spune că nu se poate strica, nu este întinată și nu se poate veșteji. Dragii mei, acum vă întreb, dar vă întreb direct și fiți sinceri cu dumneavoastră și eu cu mine. După ce alergăm în această lume? După ce alergăm? Care sunt alergările noastre? Câți colegi au aflat despre Hristos din gura noastră, din trăirea noastră? De câte ori am făcut numele lui Hristos de râs și de câte ori am făcut numele lui Hristos de slavă în această lume? În această lume nu trebuie să trecem ca rața prin apă, ci să trecem și să lăsăm urme spre slava lui Dumnezeu, să fim oameni de care Dumnezeu să se bucure, să fim oameni care trecem prin această lume cu binecuvântarea lui Dumnezeu și nu doar spre folosul nostru, dar și spre folosul celorlalți și spre folosul bisericii. Domnul să ne ajute la acest lucru. Amin. Tată care ești în cerul, venim înaintea ta și îți mulțumim că ne-ai chemat să te reprezentăm pe tine în această lume, dar ne-ai dat și confirmarea faptului că
Ne-ai pregătit dincolo de această lume o moștenire sigură. Ajută-ne să avem ochii ațintiți spre acel loc, ca să trăim pe acest pământ reprezentând acel loc pe acest pământ. Mulțumesc pentru ziua de astăzi când ne-ai vorbit și te rog să răspunzi rugăciunilor care sunt înălțați spre tine. Încredințăm în mâna ta în această nouă săptămână în care am intrat, își cerem binecuvântarea și călăuzirea. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin.